Vreau să vă mulțumesc foarte mult. Știu că nu ați onorat invitațiile care v-au fost făcute, cel puțin mama voastră, Paula, da, când nu a dat nicio declarație în această perioadă. Și vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să veniți în seara asta ca o familie. Asta este o premieră chiar din viața mea, că nu știu dacă mi-am vreodată să avem un interviu în familie. Corect. Cu tata am avut, dar toți trei în situația de față, nu știu dacă am fost, nu mi-aduc aminte. Și cu mama nu, cu siguranță. Dar are și el pe aici pe undeva, așa că tot suntem în familie. Da. Fără doar chiar și poate. Chiar dacă nu-l vedem. Mai ales că suntem în perioada în care încă sufletele celor plecați încă se plimbă pe pământ. Așa este. Au trecut 3 săptămâni, cred că nu ușoare, dar cred că a contat foarte mult faptul că v-ați avut unii pe ceilalți. Ați fost lângă mama, mama a fost lângă voi. Cât de mult am putut. Cât de mult am putut să stăm lângă ea, am stat. Din păcate, avem munci, servici și atunci trebuie să ne amestecăm toată treaba asta, că trebuie să mergem mai departe, chiar dacă e dificil, nu putem să stăm pe loc. Dar cred că ați fost mult mai atenți în perioada asta. Am fost. Și grijulii în ceea ce privește probabil, grijile mamei. Probabil chiar și caracterele noastre s-au schimbat un pic, poate fără să ne dăm seama, dar cred că s-a întâmplat asta. Cum te vezi acum? E greu momentan să... Nici măcar nu știu să răspund la întrebare, pentru că s-a întâmplat totul, oricum s-a întâmplat foarte repede, deși noi cumva ne așteptam, mai devreme sau mai târziu. Ne așteptam la treaba asta, a fost pe cât de greu și cât de greu în continuare, este pe atât de... O să sune ciudat, dar cumva suntem bucuroși că s-a încheiat așa, pentru că s-ar fi dus într-o direcție mult mai urâtă și schimbările încă nu le realizăm. Se întâmplă pentru că și văd, zi de zi, văd anumite chestii pe care poate înainte nu le făceam sau nu le gândeam și acum le observ, dar nu per total, de n-are să-mi creionez. Te simți acum mai responsabil? Și mai responsabil, momentan sunt și în perioada personală, nu știu, și probabil sunt și un pic mai stresat, probabil și reacționez de multe ori mai impulsiv, cel puțin momentan, pentru că na, e o schimbare psihică, probabil fiecare dintre cei care trec prin asta înțeleg despre ce vorbesc. Dar e greu să mă exprim per total, nu știu. Adică urmează să văd ușor, ușor, să mă regăsesc. Sunt caractere diferite cei doi copii ai voștri. Da. După câte vezi, eu seamănă pe tată unul la unul. Paula, eu seamănă pe mine. Bine, și generații, și vârste foarte diferite, că avem 7 ani diferență. Da. 7 ani diferență între... Automat și gândirea e alta și... I-ai simțit altfel pe copii? Da. În momentele astea grele, și când spun momente grele, nu mă refer doar la... Ei au fost foarte mult alături de mine, în special Paul, pentru că Edi, având, cum aș și spus de altfel, un serviciu cu un program, în schimb, în ultimele 2 luni, să zicem așa, Paul a fost mult lângă mine și lângă Leo și... Nu pot decât să apreciez, adică ajutor mai mare nici că puteam să am, în afară de ce există sus, în bunul Dumnezeu. Ei au fost alături de mine, Edin atâta cât a putut, pentru că noi fecând acest voiaj, să spunem, prin spitale, începând cu 12 august, acolo unde a putut să vină el, venea el, acolo unde a putut Paul, venea Paul, mereu au fost alături de noi, trup și suflet. Da. Gândindu-mă la ultimii ani ai lui Leo, la toate bătăliile pe care le-a dus și multe, le-a câștigat pe toate, avea impresia că el este... Highlander, da. E nemuritor. Și eu am avut impresia asta, numai tu. Eu cred că pentru asta l-a ajutat foarte mult să ducă 8 ani. A avut o voință, a avut un caracter pe care îl văd la foarte puțin oameni care trec prin astfel de momente. Și în paralel cu voința lui a fost și, să zicem, mama, în sensul că a avut... Mama a fost încăpățânată în toată perioada asta, adică n-a acceptat nicio secundă că
lupta se termină și voința lui cu încăpățânare, ei au reușit să ducem, să ducă tata ăștia 8 ani, aproape 9 sunt, exact, spre 9. Exact, fără 3 luni, spun că ani. Au fost amândoi pentru că el totuși rezista fizic și psihic în special. Uh-huh. Iar, la presiunile mele. Iar mama în timpul ăsta era și pe telefoane și, mă rog, sunt lucruri... Era activ atât de tare și a ajuns la asemenea telefoane și la asemenea nivel de comunicare cu alții încât să-l poată duce atâta. Pentru că cancerul de plămân are speranță de viață între 3 și 5 ani. Și vorbim despre 9 ani duși, da, exact, pe picioare. Adică el a cântat inclusiv anul acesta. Da. Cei vreo 2 probabil până să descoperim că l-are. Uh-huh. Dacă ar fi să calculăm strict pe boală în sine. Că noi am descoperit, nu știu, parcă la vreo 2 ani distanță de când începuse. De unde venea puterea asta a lui Leo? Din trei părți, să spunem așa. Una era cea meditativă, în legătura cu Bunul Dumnezeu, publicul din spectacole și a treia de la mine. Pentru că asta făceam tot timpul, încurajam, mai făceam eu niște lucrușoare, gen rugăciuni și alte lucruri care să-l ajute. Alte lucruri însemnând foarte multe lucruri care să-l ajute. Pornind de la tot felul de terapii complementare, nu neapărat medicina alopată. A încercat absolut tot ce se poate. Da. Deci la momentul ăsta pot să spun că da. Nu mai există. Ce este apărut până acum? Ce a apărut până acum, da, a încercat absolut tot. A făcut. Dar cea care se informa, care căuta săpa, erai tu? Da, eu eram. Eu eram și el avea senzația că tot îmi spunea, mai lasă și tu telefonul ăla deoparte, hai să ne uităm la film, uite, pun comedie, că aveam o comedie preferată, mă lac pe 2 bărbați și jumătate. Și altele, mă rog, și eu tot timpul zic, da, cum să nu zic, să pune filmul, o să vin și eu imediat. Dar eu tot comunicam cu lumea, cu lumea, spunând, nu numai cu cei din țară. Nu cred că poți calcula câte mail-uri ai dat în ăștia... Mai mult pe chat, pe WhatsApp, uh-huh, vorbeam foarte mult și cu mail-urile. În momentul în care a apărut acel fundraising, uh-huh, eu am trimis dosarul în cele 4 zări conform crucifixului și mi s-a răspuns dintr-un singur punct de sus, adică era vorba de Hamburg. Uh-huh. Adică, de sus. Da, de sus, uh-huh, pentru că a fost Statele Unite, a fost Israelul, a fost Turcia și a fost Germania, uh-huh, Hamburg. Și atunci zic, din cele 4 zări, așa mi-a venit mie. De undeva nu știu, trebuie să vină? De undeva trebuie să vină ceva, da. Și totdeauna am știut că va veni ceva. Și eu am fost cea care recunosc, l-am forțat de multe ori, dar spre binele lui și atunci când a fost și am simțit că este prea obosit să mai meargă mai departe, atunci l-am lăsat să meargă acolo unde a vrut el, în brațele Bunului Dumnezeu. Este o senzație pe care foarte... Ai simțit lucrul ăsta? Da. Mi se face pielea de găină. Da, da, da. Știu că da, oamenii înainte da. Sunt de... Sunt unii mai simțitori. În sensul în care eu sunt rac, sunt femeie, racul este o zodie aleasă să fie sensibilă și atunci am o intuiție mai mare, femeie fiind iarăși intuiție, dar mai aveam ceva în plus față de aceste două. Tot intuiție se numește. De simțit și el a simțit, cel puțin. Și atunci, na, comunicam telepatic oarecum, îl știam. Dar nimeni nu vorbea despre asta. Eu... Despre... Final. Da. Cred că eu am fost majoritar, da? Și din, probabil că și din pricina. Paul mi-a spus că n-a avut curajul să vorbească. Eu sunt mai pesimist, tot mai moștenindu-l pe tata în caracter și el era extrem de pesimist la orice. Da. Și chiar zicea la un moment dat că un pesimist e un optimist foarte bine informat. Eu eram cel care din când în când mai încercam, dar nu din răutate, Doamne ferește, să mai dau câte o palmă în ghilimele către ei, încercând să... îi ajut să-și obișnuiască psihic, pentru că mai devreme sau mai târziu se va întâmpla, mai ales că doctorii, cel puțin din România, cred că nu a fost unul care să-i dea din momentul în care l-a văzut mai mult de 3 luni. Dar vorbim din ultimii 6 ani povestea asta. Deci toți ne dădeau câte 3 luni, câte 3 luni. Eu începusem să încerc să realizez și încercam să-i fac și pe ei să-și dea seama de treaba asta. Nu e, oricât ai încercat, nu e același lucru, dar
poate fi un plus. Da, el încerca un fel de conștientizare, numai că eu nu eram inconștient, în schimb eu sunt o optimistă, eu sunt un balsam pentru alții, pentru mine sunt varză, recunosc, dar adică fac, pot să intru în depresie de la o gripă, liniștit, dar pentru soțul meu sau pentru copiii mei sau pentru oricine îmi cere ajutor, atunci cu tot dragul dau necondiționat și... E ceva ce, mă rog, într-o definiție simplă se numește iubire. Dar e o formă de iubire care presupune foarte multă empatie din ce îmi povestești. Da. Empatie înseamnă, într-o definiție foarte simplă, să te pui efectiv în pielea celuilalt. Exact. Și din tot ceea ce mi-ai povestit până acum, exact, tu asta ai făcut în acești ani. Te-ai pus în pielea bărbatului tău. Da, dar m-am pus în latura pozitivă. Știi? Pozitivă. Exact, pentru că un întreg e format din două jumătăți, noi fiind cununați, mă rog, sufletul. El mi-a spus la un moment dat că tu nu ești soția mea, ești viața mea. Deci aceste cuvinte m-au tulburat fantastic, pentru că a realizat că de fapt chiar și ultimul sandwich pe care l-am mâncat o jumătate, zice, ăsta îl mănânc pentru tine. Deci era ceva fantastic, pentru că știa că eu sunt îngerul lui păzitor pământean, cum ar veni, și că orice îi spun este spre binele lui. Și am spus de multe ori, atâta timp cât eu sunt lângă tine, nimic rău nu ți se va întâmpla. Și așa a fost. Până la urmă, trecerea într-o altă lume n-a fost nimic rău decât bine să se termine. O eliberare. O eliberare, exact. O eliberare de suferință, în primul rând. Și tocmai asta m-a ținut. Știi cum se spune, că dacă țipă, se întâmplă de multe ori, să întorci omul din drumul pe care... Dar nu ai suferit foarte mult, pentru că... Am suferit mult înainte. Decât în momentul acela, n-a fost șoc, pentru că eu știam, eram pregătită, umblam cu candeluțele în poșetă, că nu știam când se va întâmpla, știam că se va întâmpla, simțeam că se va întâmpla. Pentru că era deja o metastază cerebrală crescuse, adică era un mai mulți factori care duceau în aceeași direcție și am simțit și porțile cum se închid, așa cum am simțit și porțile când s-au deschis, când din 2011 se deschideau porți și era drumul, ziceai că ăla e drumul pe care trebuia să se meargă. Adică exact ce spuneam, intuiția asta m-a ajutat inclusiv să simt chestia că se închid porțile. Și atunci nu știam când se vor închide definitiv, dar m-am pregătit pentru asta. Cumva. Bine. Ai vorbit foarte mult despre spiritualitate. Da. Ai vorbit despre faptul că puterea lui Leo a venit și din meditație, da, rugăciune. Exact, exact. Vorbești despre simțuri dincolo de... Exact, simțurile. Este foarte important. Palpabile. Psihicul. Și aș vrea să vorbim după pauză, okay, puțin despre partea asta spirituală a, este foarte important, a acestei povești. Ne întoarcem imediat. De când vă avem pe toți aici în platou, cum spunea Paula, îl simțim și pe Leo, mai ales că sunt puține zile de la trecerea lui, sufletul lui încă, așa cum se spune, călătorește prin lume. Și mi-ai spus, apropo de spiritualitate, despre puterea pe care o dădea meditația, rugăciunea lui Leo Iorga. Da, este, după câte bine știi, 90% din vindecarea unei boli o reprezintă psihicul, starea psihică. Dacă starea psihică este pozitivă, atunci șansele sunt foarte mari, poate nu chiar spre vindecare, pentru că cancerul deocamdată nu i s-au găsit leacul, dar cel puțin se prelungește. Și atunci eu de treaba asta aveam grijă, ca să zic așa, aveam grijă și de treaba asta. Și el, prin asculta și se liniștea, punându-și anumite acatiste, cum ar fi slavă, acatiz de mulțumire către Bunul Dumnezeu cântat de Marian Moisă, și care dorința lui a fost ca la mormântare să-i punem acest acatist. Ceea ce s-a și întâmplat de altfel, pentru că a stat într-o biserică în București și i s-a cântat acest acatist.
slavă, dacă tu te mulțumire către Bunul Dumnezeu, cântat de Marian Moise, la nesfârșit așa tot timpul. Și de-a brus mi-am adus aminte, pentru că, asta repet, el încă era acolo, el încă este aici, în comunicare telepazic, gata, îl punem. Și atunci când a fost dus dincolo, atunci a fost munca lui, piese pe care l-a cântat. Creațiile. Există, trebuie să formez undeva un canal de comunicare cu divinitatea. Eu sunt ortodoxă, ca noi toți, de altfel că așa e la noi, te naști, te botezi și așa mai departe. Dar atâta eu cât și Leo am fost un fel de, să spunem, ecumenici. Adică nu neapărat ortodoxia sau catolicismul sau... Adică... N-ați urmat în tocmai dogmele. Nu, dogmele. Nu. Era vorba de un singur Dumnezeu la urma urmei. Că se numește Univers pentru cei care nu cred. Că în Reiki îl numesc nu știu cum. Deci diferite modalități de a definire a aceluiași lucru. Și cred că cel mai important e să mergi pe drumul pe care, cu care rezonezi din variantele da, astea. Da, și de asta au și apărut atâtea lucruri. Da. Cu siguranță au fost momente foarte grele, momente dureroase fizic, momente în care era epuizat psihic. Cum găsea puterea pentru meditație, puterea pentru rugăciune în astfel de momente? Atunci, cum găseați, de fapt? Pentru că erați unul. Da, el mi-a cerea mie și eu transferam lui. Chiar eu transferam cu totul. Și am văzut asta chiar din 2015, că eu n-am făcut niște studii neapărat, dar am citit foarte mult și atunci mi-am făcut o credința mea, o legătura mea personală și am văzut că funcționează și linișteam când a fost recidiva la tumorală de la cap, de la Monza. Totul spunea, spune-mi rugăciunile, fă-mi tu, spune-mi tu ca să mă liniștesc și exact asta făceam până când adormea. Clar că încerca să mă fac un fel de canal de comunicare, de energie, practic. Dar de fapt eu îi dădeam la mine energie. Trebuie să vă spun, băieți, că mama voastră are energie atât de bună încât aș putea să o ascult ore în șir vorbind. Pentru că ea vorbește puțin și bine. Exact. Trebuie dar să... transmiți extraordinar de multă energie bună. Exact. Sunt, exact cum spunea el, că sunt viața lui și că sunt îngerul lui păzitor pământean. Și rugăciunea se face într-un anume fel, să nu știi, crezi că se spune ca pe poezie. Se face pe inspirație, absolut. Pe inspir, pe expir. Se fac atenție mare la cuvinte, ce cuvinte folosești. Cuvântul este. Exact. Mai înainte a fost cuvântul, important. Apropo. Deci eu nu sunt o habonică, chiar nu știu multe. Biblia n-am citit-o, recunosc. Îmi spuneau părinții din Atos că nu este doar rugăciune, este pregătire pentru rugăciune, pentru a intra în starea de rugăciune. Exact. Eu mai săram peste pregătire, recunosc. Mă gândesc la prin câte ai trecut. Noi nici la mormântare nu am vrut să urmăm 100% varianta ortodoxă, pentru că exact cum am zis, am făcut tradiții, exact ceea ce am simțit. Adică, sunt multe tradiții la ortodoxi. Depinde de unde ești, din ce regiune ești. A țării. Și până am hotărât că decât să mergem pe o anumită direcție, pe tata fiind din Arad, mama din Constanța, fratele meu din București, mai venea unde de Mangalia, care din Oltenia. Deci erați patru în familia asta, da, fiecare din altă parte a țării. Apropo de și chiar și bunicii sunt. Da. Și bunicii sunt din zone diferite. Nu, am făcut ca lucrurile să fie așa cum și l-ar fi dorit el. Nu mai avem foarte mult timp, deși v-am spus așa, ascultau pe mama voastră, iertați-mă că am vorbit așa puțin. Mai ales cu tine, Paul, dar cu tine am vorbit... Tocmai de aia, am lăsat să vorbesc. Mă gândeam la această poveste de dragoste care a început exact acum 30 de ani. Și unul. Vorbesc de căsnicie. Căsnicia, nu? În 89? Religioasă? Da, în 89. Da, 30 de ani. 30. Spre 31. 30? 30 spre 89, da. 2009. V-ați născut odată cu libertatea noastră. Cu libertatea... El cu două săptămâni înainte. De revoluție. Da. De libertate. Da. Cu două săptămâni. Ești copil la revoluție.
Da. Și tu ești copil al democrației sălbatice, ca să zic așa. E unul cu Iliescu, ăla l-am tot cu Băsăță. Nu știu cu cine a fost după aceea. Cred că era Constantinescu. Constantinescu, așa e, Constantinescu, da, așa este. Cum a fost, când e poza asta făcută? E în ianuarie 89 atunci, da, când v-ați căsătorit? Da, da, în 15 ianuarie 89 la primăria din Eforie Sud. A fost prima cununie înregistrată în Eforie Sud la primărie. În acel an? În acel an. 15 ianuarie, ziua lui Eminescu. Da. Așa a fost. Acum, ca o întâmplare și, sau apropo, ironie, da, mormântul tatăl în momentul de față se află la, cred că, 10 metri, nu mai mult, de mormântul Eminescu. Și se află pe aleea Mihai Eminescu. Adică de fapt, el se chiar se află și pe... E, nu știu, o distanță, da, mică, și acolo și Caragiale și Blă și Lobiș. Fața lui, la două, este, da, fix Eminescu, pomul și se vede. Da, deci, nu știu, e o chestie. Care... Mie mi-a plăcut foarte mult Eminescu. Și lui a plăcut locul în sine, pentru că el și l-am ales împreună, da, da. Era un bărbat romantic? Da. Leo era un bărbat foarte romantic. Bun, rocker, rocker, dar rockerii... Nu, nu, chiar era un bărbat foarte romantic. Dar să știi că cele mai multe, da, balade de dragoste provin de la trupe rock. Fără doar și poate. Și îți mai spun lucrurile. Ei în spate sunt destul de romantici. Erau foarte timid. Timid? Vai, nu-ți, da, vine să crezi. Era un om foarte timid. Eu îl cunosc, îi cunosc și timiditatea. Și, na, cunosc mult mai mult decât atât. Deși nu părea, și nunta unde ați făcut-o? A, într-un bar de noapte, în Venus, Calypso, nu mai există acum. A, deci voi ați rupt normele de la, încă de la începutul, da, poveștii. Da, am stat 3 zile și 3 nopți. Voi l-ați făcut pe... Pe Eddie, pe, da, Eddie. L-am produs. Da, înainte să fie cununia religioasă, pentru că... Era însărcinată, nu, aici? Nu, nu aici. Aici nu eram. Am plecat în turneul Luna de Miere. Na, autobuzele, buzurile alea de turneu rămâneau des în pană, în fine, nu era lumină, se oprea lumina, capă caldă, nici atâta. Și undeva între doua mare am apărut și eu. Da, și atunci am rămas gravidă și în septembrie am făcut cununia religioasă și a fost ca în povești cu 3 zile și 3 nopți, pentru că fiind bar de noapte nu se vedea nimic din afară să te oprească, pentru că atunci nunțile se făceau până la 11, 12, nu le dădea voi mai mult. Dar noi am stat 3 zile și 3 nopți până n-am terminat tot ce aveam pe acolo. Nuntă de rocker, adică trebuia să fie, da, ceva cu totul și cu totul deosebit, special. Dar cu sarmale mi-ai povestit. Am fost și cu caleașca, adică a fost la fotograf cu caleașca, ne-am întors cu caleașca din Mangalia și stropit un picuț. A fost foarte și drăguț. Și mi-ai spus că n-aveți filmări de la nuntă pentru că... Da, n-au mai ajuns cameramanii și nu avem nicio filmare, totul e doar în mintea noastră celor care au fost atunci prezenți și a fost, da, fiind bar de noapte erau într-adevăr măsuțele jos, toată lumea se uita la balerine, ghionturi de pe la doamnele, nevestele, mă rog. Nici acum nu îndrăznești să faci asemenea anunț și atenție, vorbim de 89. Da. Ce poveste frumoasă și, da, îmi pare rău că... Pare rău că nici nu mai există baruri de noapte în care să vezi un program... Să mai faci o nuntă. De genul ăsta. S-ar însura și băieții, dar nu mai există baruri de noapte. Nu mai există baruri de noapte, unde să le facem nunta, nu? Vă mulțumesc mult de tot. Și noi vă mulțumim de invitație. Și noi. Îmi pare rău că nu mai avem timp să continuăm povestea asta, dar cred că în această seară, din povestea mamei, de fapt, multă lume a tras o morală. Vă mulțumesc. Și noi mulțumim. Paula, Edi.